ziua de 17 august 1872, a venit pe lume copilul Traian, în satul Surducul Mic, pe atunci în Imperiul Habsburgic, din părinți români, preotul Simeon Popescu și Ana Vuia, soția lui de-a doua și, cum se vede, el va lua numele de fată al mamei. De mic s-a simțit atras de zbor. S-a spus că i s-a tras totul de la niște zmeie de hârtie, că voia să le priceapă taina înălțării, zborul și mai ales să le facă a se mișca în văzduh după voia lui. Acest gând i-a dominat viața. Traian Vuia și-a început studiile la școala confesională din localitatea natală, care astăzi îi poartă numele, apoi la școala germană din Făget și, în sfârșit, la Lugoș va urma cursurile liceului maghiar. Pe băncile acestuia a aflat cu încântare de legendele lui Icar și a meșterului Manole. Nu fusese singurul preocupat de zbor. La 20 de ani va pleca la Budapesta pentru a se înscrie la Politehnică, la secția mecanică, dar a fost nevoit să se retragă după un an din cauza obligativității frecvenței și, posibil, a taxelor. S-a înscris totuși la facultatea de drept, în paralel muncind pentru a-și plăti studiile. În anul 1901 își va lua doctoratul în științe juridice, cu distinția magna cum laude. Curând, scrutând viitorul, își dă seama că ingineria zborului nu încetase să-l preocupe, ci, dimpotrivă, îl obseda. Pe la începutul lunii iulie a anului 1902, s-a decis să-și încerce norocul în țara celui care, cu mai mult de două decenii înainte, voise să construiască un aeroplan, Victor Tatin. La Paris a luat legătura cu acest inginer inventiv. Tatin l-a ascultat cu scepticism, mai mult, a încercat să-l convingă că niciodată omul nu va zbura cu un aparat a cărui densitate e mai mare decât aerul. Nu s-a lăsat intimidat, ci a muncit din greu la ideea care nu-i dădea pace. În fine, în februarie 1903, a înaintat Academiei de Științe din Paris un proiect de aeroplan automobil, prin care demonstra posibilitatea realizării zborului cu o mașină mai grea decât aerul. Răspunsul a venit prompt și mânios. Proiectul era considerat o chimeră, iar știința acelui timp profund ofensată. Cum știința nu-i Dumnezeu, după insistențe pe care unii academicieni le taxau ironic, drept inutile și eretice, în ziua de 17 august 1903, Traian Vuia a obținut brevetarea proiectului. Decizia a fost inspirată. Multă vreme, adică până la dezgroparea brevetului în arhivele franceze, prioritatea în realizarea zborului mecanic a fost atribuită brazilianului naturalizat francez Alberto Santos Dumont, 1873-1932. Mulțumită încrederii și patriotismului lugojenilor, a putut aduna fondurile necesare pentru construcția mașinii. Plin de avânt, s-a apucat de lucru la aeroplanul Vuia 1, botezat Liliacul, cu multe inovații față de proiectul inițial, una dintre ele fiind crearea unui motor cu acid carbonic comprimat, care avea însă dezavantajul unui timp de funcționare de doar 3 minute. În 1905, aeroplanul a fost gata. Era un monoplan cu aripile pliabile, ca de liliac, purtate pe un quadriciclu cu roți pneumatice, care avea rol de tren de decolare și aterizare. Întreaga construcție era alcătuită din tuburi de oțel îmbinate prin manșoane pentru aripi, în lipsa unui material adecvat, optând pentru pânza de in impregnată. O altă noutate care îi deosebea net aeroplanul de celelalte aparate contemporane era utilizarea unei singure elice. La încercările de la Montesson, din 18 martie 1906, aeroplanul Vuia 1, propulsat de propriul motor, după ce a rulat aproximativ 50 de metri pe sol, s-a ridicat la înălțimea de un metru, parcurgând circa 12 metri în aer, însă, la revenirea pe sol, s-a ciocnit de un copac. Evenimentul a fost relatat pe larg în revista L'Aérophile din aprilie 1906. Ca experiență, reușise să-și impună filosofia în contra perceptelor științifice dominante în epocă. Aparatul Vuia 1 a fost primul din lume care a decolat și a aterizat folosind mijloace proprii de bord, grupul motor-propulsor și trenul de aterizare cu roți. A tras firește și câteva concluzii. Aparatul avea stabilitatea longitudinală și forța motrice precare. Perfecționarea acestui model a condus la aeroplanul Vuia 1 bis, rezultatele rămânând totuși departe de așteptări.
Știind ce are de făcut, a construit un aeroplan nou, dotat cu un motor Antoinette cu 8 cilindri în V de 25 de cai putere, creația inginerului Léon Levavasseur. În 1907 s-a menținut în aer aproximativ 100 de metri. Acest aeroplan s-a numit Vuia 2, a fost expus la primul salon aeronautic de la Paris și a fost brevetat în Belgia. Din acest moment, o lungă perioadă a fost preocupat de realizarea unui elicopter, cercetările fiind începute în 1907, când normandul Port Cornu, impresionat de romanul lui Jules Verne intitulat Robur Cuceritorul, experimenta și el o asemenea aeronavă. În ciuda scepticismului multor specialiști, a construit în 1918 și 1922 două elicoptere, în colaborare cu Marcel Yvonneau, care aveau mai multe rotoare de sustenație cu axe separate. Primul model era acționat prin forța musculară, iar cel de-al doilea era dotat cu un motor Anzani de 16 cai putere, cântărind 190 de kg. Ambele elicoptere au fost experimentate la JVC și s-au ridicat de la sol. De remarcat că, tot în anul 1922, un alt român genial, George de Botezat, și el născut într-o regiune românească stăpânită de alții, construia în Statele Unite un aparat cu 4 rotoare, ridicându-l de la sol cu 1,8 metri și menținându-l în aer circa 2 minute. Evident, acest inventator este menționat ca fiind rus, fapt impardonabil, ca și absența lui Traian Voia din lista inventatorilor elicopterului, deși sunt indexați cu migală toți contemporanii lui. Dintre creațiile lui Voia mai amintim torpila aeriană, realizată în 1917 împreună cu Victor Tatăm, 1847-1917, și generatorul de abur cu combustie internă și ardere catalitică, cu ajutorul căruia a realizat generatoare de abur de foarte înaltă presiune, 100-120 de atmosfere, față de 10 atmosfere cât se practica în epocă. Invenția lui Voia se aplică și astăzi în toate centralele termice. Pentru uriașele sale merite, în anul 1946, Traian Voia a fost ales membru de onoare al Academiei Române. O recunoaștere cam târzie, cu atât mai regretabilă cu cât acest savant lăsase deoparte preocupările și invențiile pentru a prezida din 30 aprilie 1918 Comitetul Național Român din Transilvania și Bucovina, fondat la Paris pentru susținerea unirii tuturor românilor sub sceptrul regelui Ferdinand I. Mai trebuie spus că a dorit de mai multe ori să revină în țară, însă a fost oprit de bizantinismul vieții politice pe care îl dezaproba. Târziu, în anul 1950, la insistențele doctorului Petru Groza, va accepta să vină în București. A găsit o capitală sub cea mai despotică ocupație rusă, o țară aflată la discreția Armatei Roșii și agenților Moscovei, majoritatea alogeni. Unde erau libertatea, entuziasmul reconstrucției și voia bună a poporului în numele cărora acceptase să se reîntoarcă? Disperarea trebuie să fi fost inimaginabilă. Marele român nu înțelegea să joace rolul marionetei oarbe în acel infern și, în ziua de 2 septembrie a acelui an, a închis ochii, neîmpăcat cu priveliștea României crucificate.